Buzoienii racordați la sistemul centralizat de termoficare al orașului au motive serioase de îngrijorare. La propunerea primarului Constantin Toma, primăria nu va mai subvenționa energia termică. Vestea afectează aproximativ 1000 de familii. Atâtea cât mai sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire, toate cu venituri modeste. Se va tăia branșamentul. Deci treaba lor. Nu vor să-și ia sistem propriu de încălzire, vor rămâne în frig. Cum este puțin probabil ca guvernul să mai aloce bani pentru subvenționarea energiei termice, costurile încălzirii vor trebui suportate integral de către consumatorii casnici, majoritatea familii cu venituri modeste. Dacă guvernul nu va da subvenție anul ăsta, deci vom da, deci peste o săptămână, dacă nu avem treaba foarte clară, voi promova un proiect de hotărâre de Consiliul Local prin care să anulăm subvenția municipiului Buzău. Reprezentanții primăriei Buzău intenționează să adopte un proiect care prevede ca locatarii cu venituri nete mai mici decât salariul minim pe economie să primească un voucher în valoare de 7.000 de lei de apartament pentru achiziționarea unei centrale. Consilierii PNL consideră însă că modul în care a fost conceput proiectul este discriminatoriu. Ce se întâmplă cu cetățenii care și-au montat centrala acum două zile și se încadrează în același categorie din punct de vedere social? Și-au făcut împrumuturi la bănci, oamenii și-au cheltuit economiile, s-au împrumutat, sunt defavorizați, sunt chestiuni imorale pe care le putem interpreta, sunt discrepanți, vom ataca în contencios acest proiect de hotărâre pentru că nu poate fi aplicat în această formă. Eliminarea subvențiilor la încălzire ar însemna ca abonații racordați la sistemul centralizat să scoată din buzunar suma integrală pentru producerea gigacaloriei, 430 de lei, față de 230 de lei, cât au plătit consumatorii casnici anul trecut.